Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Monica Tăma și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Muntștel. Haideți să vedem care sunt titlurile ediției de astăzi. Început de an universitar la Facultatea de Științe Economice din Câmpul Lung. Zimbrul Carpaților s-a întors acasă, tocmai de la Praga. Aromuștelul Câmpul Lung cucerește primul punct în deplasare. Facultatea de Științe Economice și Colegiul de Asistenții Medicali Generaliști din cadrul Universității Spiru Haret din Câmpul Lung și-au deschis porțile pentru studenții și masteranzii care studiază aici. Cu emoții, atât profesorii cât și cursanții au pășit în noul an, cu speranța și cu gândul că tot ceea ce și-au propus vor realiza. La Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Spiru Haret de la Câmpul Lung a răsunat imnul Gaudeamus. Studenții și masteranzii s-au bucurat de deschiderea noului an universitar alături de cadrele didactice. Aș vrea să vă mulțumesc și eu încă o dată că sunteți, că ați ales să fiți haretiști, ați ales să faceți parte din această mare familie haretistă. Numele meu este Avram Laurenția, sunt decanul Facultății de Științe Economice Câmpul Lung și împreună cu colegii mei suntem și vom fi alături de dumneavoastră, așa cum a spus și domnul rector, atât pe parcursul anilor de studii, cât și după absolvire, pentru că întotdeauna în profesia de economist avem nevoie unii de alții. Cu ocazia deschiderii anului universitar, profesorii le-au urat cursanților un an plin de realizări și succese în devenirea lor ca specialiști. Formarea noastră ca și economiști o să vedeți că necesită mult efort, nu trebuie să ne temem, multe cunoștințe, încă din anul întâi. Așa cum ați înțeles, Facultatea de Științe Economice are o echipă și împreună cu dumneavoastră vom parcurge acești pași. Un sfat ar fi, un joc de cuvinte, să zic că omul cât trăiește învață, dar la fel de bine se potrivește și invers, omul cât învață, trăiește. Pentru cei care au pășit în primul an de studiu, va urma o perioadă plină de provocări, iar pentru cei care studiază în cadrul marii familii haretiste, principala preocupare este aceea de a acumula noi cunoștințe în devenirea lor profesională. Credincioșii ortodoxi au fost prezenți în biserici pentru a lua parte la slujba închinată acoperământului Maicii Domnului. Această sărbătoare este rânduită de Biserica Ortodoxă în amintirea zilei în care Maica Domnului s-a arătat în biserica din Vlaherne. Este una dintre cele mai mari sărbători ale credincioșilor ortodoxi, prăznuită în fiecare an pe data de 1 octombrie. Pe 1 octombrie 1911 se făcea priveghere la Biserica Vlaherne pentru salvarea cetății care era asediată. La ora 4 dimineața, Maica Domnului s-a arătat înaintea poporului stând în văzduh și rugându-se cu lacrimi. Sfântul acoperământ era ținut în mâini deasupra capetelor credincioșilor. În jurul ei se aflau apostolii, sfinții și mucenicii. Acesta este evenimentul pe care îl prăznuiește biserica astăzi spre a ne aminti că prin nevoință și rugăciune putem primi și noi, în greutățile vieții noastre, neîncetatul ajutor al Maicii Domnului. Credincioși, practicul de azi, acoperământul Maicii Domnului, a luat ființă astfel. Trăia prin secolul X în Constantinopol, pe timpul împăratului Leon cel Înțelept, un sfânt ales de Dumnezeu, numit Andrei. El se făcea nebun pentru Hristos ca să fie defăimat de toți și avea un ucenic pe care îl chema Epifanie. Iar odată pe când se ruga Sfântul Andrei în biserica Vlahernei, a văzut o vedenie înfricoșată. A văzut cerurile deschise și pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, ținând Sfântul ei omofor deasupra oamenilor și rugându-se astfel: Doamne, ai milă de poporul tău cel binecredincios,
care cinstește numele meu și îl izbăvește de tot răul. Acestea, auzindu-le, Sfântul Andrei a căzut în genunchi la rugăciune și lăudând pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, a spus această înfricoșată vedenie ucenicului său Epifanie. Auzind patriarhul și împăratul, au rânduit să se prăznuiască în fiecare an praznicul acoperământului Maicii Domnului la 1 octombrie, cu prevedere de toată noaptea, cu cântări de laudă în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, oprăvitoare a creștinilor, care neîncetea se roagă înaintea Preasfintei Treimi și mai ales a Fiului ei, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru mame, pentru copii, pentru bolnavi, pentru bătrâni, pentru preoți și călugări care se rugăresc pe Dumnezeu ziua și noaptea. Iubiți credincioși, aceasta este pe scurt pricina întemerii acestei sărbători numită Acoperimentul Maicii Domnului. Dar de când a primit Preasfânta Născătoare de Dumnezeu puterea și harul de a se ruga pentru lume și de a acoperi pe creștinii cu Sfântul ei acoperământ, știți de când? De când s-a învrednicit să-L nască dupește pe Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat pentru mântuirea neamului omenesc din marea lui iubire de oameni. De atunci, Maica Domnului a devenit și Maica noastră, acoperitoarea și rugătoarea creștinilor, protectoarea mamelor, ocrotitoarea fecioarelor, mângâierea bolnavilor și rugătoare tuturor creștinilor. De atunci, Maica Domnului ne este mamă și acoperământ nouă tuturor. În toate bisericile ortodoxe, astăzi s-a oficiat Sfânta Liturghie, la care au participat zeci de credincioși. Zimbrul Carpaților s-a întors acasă. Un grup de cehi, îndrăgostiți de mașini de teren retro din cadrul clubului maniac Aro din Praga, a poposit la Muzeul Automobilului Românesc de la Apasărată. Este cea de-a doua acțiune pe care muzeul o face cu participare internațională. Istoria autoturismului Aro se trăiește cu intensitate și astăzi. Un grup de iubitori de autoturisme de teren retro din Cehia a poposit în patria autoturismului Aro. Temerarii colecționari fac parte din clubul Maniac Aro, cu sediul în Praga. Este cea de-a doua acțiune organizată de către Muzeul de la Apasărată la nivel internațional. Este cea de-a doua prezență internațională, să zicem, a muzeului într-un eveniment. Prima a fost faptul că muzeul a cedat în 2016 un exponat către Autotehnic Museum din Sinsheim, din Germania, și suntem foarte mândri că un exponat plecat din Câmpul Lung, din Muzeul Automobil Românesc, este expus într-un dintre cele mai mari muzee auto din Europa, unde are foarte mare succes. După știrea noastră, atunci era prima mașină produsă în Europa de Est prezentă în acest muzeu. De data aceasta, suntem martori la vizita unui grup de mașini de teren din Ceoslovacia, membri ai clubului Maniac Aro din Praga, lucru care demonstrează că dacă odată, cu mulți ani în urmă, mașinile făcute la Câmpul Lung băteau drumul către Praga, unde exista o reprezentanță Aro, iată, după zeci de ani, drumul este parcurs în sens invers de către exponate, socotite mașini de colecție. Totuși, se demonstrează un lucru, că după zeci de ani, aceste mașini sunt capabile să facă un drum pe roți Praga, Câmpul Lung, cu momente destul de dificile, cum ar fi Transfăgărășanu iarna, pentru că la momentul ăsta pe Transfăgărășan e zăpadă, ceea ce spune foarte mult. Muzeul are prieteni acolo, așa cum altă dată, cum aici în muzeu, la un moment dat, domnul inginer Bârzu, când a lansat o carte de amintiri despre Aro, ne povestea
despre episodul trăit de delegații mușceleni la serviciul din Cehoslovacia în timpul evenimentelor din 68, când Praga a fost ocupată de armatele sovietice și ai noștri erau acolo și aveau foarte mulți prieteni. Iată și noi în ziua de astăzi avem foarte mulți prieteni care vin de la Praga la Câmpul Lung ca să aducă într-un anume fel un omagiu locurilor unde s-a născut o mașină de legendă. Legenda Aro merge mai departe. Este valabil dictonul oriunde, oricând Aro. Dacă în țară doar o mână de oameni mai încearcă să țină vie amintirea autoturismului de teren născut la Câmpul Lung, iată că peste hotare zimbrul Carpaților încă trăiește. Mai mult, de la Praga a parcurs sute de kilometri pentru a ajunge pentru câteva ore acasă. Salvamontiștii din județul Argeș au intervenit la două cazuri extreme. Un bărbat de 72 de ani care a rămas pe munte și altul care a căzut 10 de metri în gol și care din fericire a supraviețuit. Acesta prezenta multiple traumatisme și a fost transportat de urgență la spital. O echipă de la Salvamont a fost trimisă în Munții Făgăraș după un bărbat de 72 de ani care urcase pe munte fără să țină cont de faptul că a fost anunțată vreme rea. După câteva ore a fost recuperat și dus la baza muntelui. Intervenția dificilă însă abia avea să vină. Un alt bărbat a căzut în abrupt aproape 100 de metri. Pentru el s-a format o echipă complexă care a plecat să-l recupereze. Am fost solicitat să intervenim în masivul Piatra Craiului la un accident destul de grav. O persoană a căzut o distanță de 50-100 de metri într-o zonă foarte greu accesibilă, în Poiana închisă. Aceasta prezenta multiple traumatisme la nivelul spatelui, picioarelor, membrelor și capului. Era conștient și cooperant. Și având în vedere ora târzie la care a venit apelul, singura soluție de a merge și de a extrage persoana respectivă de acolo a fost pe cale terestră. S-a intervenit cu 8 salvatori montani care au acționat în zona de abrupt cu tehnici specifice de lansări, elevări și asigurări în perete, ceea ce a dus ca acțiunea să dureze foarte mult, o acțiune care pentru noi a fost un maraton undeva la 16 ore. Din cauza plafonului de nori și aseară și de dimineață, intervenția aero nu a fost posibilă și nu a putut să fie extras cu elicopterul, ceea ce a însemnat încă ceva ore de muncă pentru noi. Și a fost o acțiune pe care nu ne-am dorit-o și pe care nu și-o dorește nimeni, extrem de dificilă și foarte tehnică din punct de vedere al manevrelor pe care am putut să le facem în perete. Victima a fost predată în oarecare siguranță și conștientă către paramedicii SMURD, iar aceasta a fost înflotată la cel mai apropiat spital. La niciunul dintre aceste cazuri nu a putut interveni elicopterul, așa că salvamontiștii au fost nevoiți să îi care pe amândoi pe jos, pe teren accidentat. Dacă primul s-a ales doar cu un atac de panică și cu o hipotermie ușoară, al doilea, bărbatul care a căzut de la înălțime, are multiple traumatisme. El a fost predat unei ambulanțe care l-a dus de urgență la spital. Toată crema culturală a Argeșului și nu numai a fost prezentă la prima ediție a festivalului Basarab Fest, dedicat întemeietorilor țării românești. Evenimentul a avut toate ingredientele unui festival național, de la concursuri de poezie și arte vizuale până la simpozioane tematice și concerte.
Cu ocazia prăznuirii Sfântului Voievod Neagoe Basarab, în perioada 27-29 septembrie, pe plaiurile argeșene s-a organizat Basarab Fest, primul festival dedicat întemeitorilor țării românești. În prima zi a festivalului a fost organizată premierea concursului național de poezie Toată vremea și are vreme, dedicat cinstirii memoriei dinastiei basarabilor și strămoșilor a istoriei naționale, patriotismului, limbii române literare și credinței ancestrale. Acest eveniment s-a desfășurat în municipiul Pitești, la Centrul Județean de Cultură și Arte. Cu această ocazie, părintele Cosmin Blojiu, consilier sector patrimoniu bisericesc, a dat citire unui mesaj transmis de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic. Concursul de astăzi, cu cele două secțiuni dedicate poeziei și artelor vizuale, care pun accent pe cinstirea care trebuie acordată importanței dinastiei basarabilor și strămoșilor, a istoriei naționale, patriotismului, limbii române literare și credinței străbune, pe lângă latura culturală, are menirea să ilustreze prin valoroase informații, mărturii istorice și creații literare ale participanților și invitaților prezenți, rolul determinant al oamenilor de stat, cu frică de Dumnezeu și credincioși, în parcursul istoric al nației române. Suntem recunoscători în aceste momente și mulțumim Domnului Dumnezeu că avem oportunitatea ca în vremuri de pace în România să privim retrospectiv în trecutul nostru național, arătând cuvenita omagiere celor care și-au înțeles menirea pe acest pământ binecuvântat de Domnul Dumnezeu. Cei mai talentați și inspirați autori au fost laureați cu premii simbolice, printre care trofeul basarabilor, medalia de aur a basarabilor, medalia de argint a basarabilor, premiul special al Arhiepiscopiei Argeșului și Mușcelului, premiul revistei Regal Literar, premiul revistei Timpul și alte premii oferite de către organizatori. Cu această ocazie, prezentatorul Rareș Prisăcariu a impresionat pe cei prezenți cu talentul său de a recita versuri din diferite poezii. Scrisul românesc și graiul ne-au făcut mai dulce traiul. Azi avem o datorie să cinstim cu bucurie pe diaconul Coresi cu a lui tipografie și pe acei bărbați ilustri, demni cu toți de cinstea noastră, creator de limbă sfântă sub tiparnița măiastră. Vezi din turnul din Chindie unde își lasă apa malul, cum se înalță peste culme sfânta mănăstire dealul. În primul rând îi mulțumesc foarte mult doamnei profesor Cristiana Sima pentru această invitație de a fi parte din acest festival. Sunt foarte onorat să prezint alături de Claudiu Dumitrache, să fiu alături de atâtea somități pentru neamul românesc. Este o experiență unică în viață. Toate lucrările premiate au fost incluse în antologia festivalului, iar laureatul trofeului basarabilor a fost Nicolae Tiberiu Olariu din București. A câștigat marele premiu cu poezia Odă tipografilor, a mai avut înscrise în cadrul concursului alte două poezii, Balada lui Antimi Vireanul și poezia N-ai tu vină Bucovină. Este o poezie care reliefează arta tiparului în țara românească. Am dobândit respectivele cunoștințe în cadrul studiilor de istorie pe care le-am urmat de-a lungul timpului, lucru care a fost încununat de curând prin susținerea unei teze de doctorat în domeniul istoriei la Facultatea Valahia din Târgoviște, titlul temei de doctorat fiind Periplurile patrimoniului cultural mobil al Bisericii Ortodoxe Române. Concursul Național de Arte Vizuale 9 Meșteri Mari, lansat din aceleași rațiuni exprimate la concursul de poezie, s-a desfășurat în aceeași locație. Sunt Ilie Teodora, câștigătoare a concursului Basarab Fest. Sunt foarte fericită că am câștigat acest concurs. Vin din partea Catedralei de la Mioveni, condusă de Ilie Cristofor, un preot și un profesor extraordinar. Pasiunea pentru desen a venit de la mama mea, care se ocupă cu pictura bizantină, acesta este jobul ei. Și de mică m-a învățat și pe mine cum să pictez, iar cu ocazia acestui festival am avut ocazia de a-mi îmbunătăți talentul.
Festivalul Basarab Fest, aflat la prima ediție, a continuat cu spectacole și un simpozion cu tematică istorică. Aromușcelul Câmpul Lung a remizat vineri în derbiul județean pe terenul celor de la Speed Academy Pitești, scor 1-1. Ambele reușite au venit în urma unor lovituri de pedeapsă, însă piteștenii au mai beneficiat de un penalti pe care l-au ratat. În runda cu numărul 5 din Liga 3, seria 8, Aromușcelul Câmpul Lung a jucat în deplasare la Speed Academy Pitești, în cel de-al doilea derbi județean la nivelul acestui eșalon în actualul sezon. Meciul s-a jucat pe sinteticul de la Bradu și a început furtunos. După ce, în primele minute, capitanul mușcelenilor Cosmin Oprean Gâtlan a avut o oportunitate de a deschide scorul, dar a ratat, și a intrat în rol arbitrul Adrian Florin Sava din Vânători Galați, o mai veche cunoștință a Câmpul Lungenilor. Centralul a considerat că trebuie să fie el cel care decide cine câștigă acest joc și a procedat în consecință. În minutul 11 a acordat primul penalti pentru gazde, însă Robert Grecu a ratat. Peste doar 12 minute le-a mai pus odată mingea la punctul cu VAR piteștenilor, de data aceasta capitanul Ciprian Negoiță transformând și aducându-și formația în avantaj. După acest moment jenant pentru fotbal, tehnicienii mușcelenilor le-au cerut jucătorilor să părăsească terenul în semn de protest față de maniera ostilă de arbitraj. Reveniți în teren după câteva minute, mușcelenii au continuat jocul bun, obligându-l practic pe arbitru să acorde o lovitură de la 11 metri și pentru oaspeți, la o fază în care Genaro a fost îmbrâncit și lovit în suprafața de pedeapsă, atât de clar încât centralul Sava nu a putut închide ochii. A transformat cu emoții Claudiu Pleșa. Până la final, jucătorii pregătiți de Ovidiu Tică și Robert Panduru nu i-au mai lăsat pe piteșteni să se apropie de poarta apărată de Vlad Cârstea, așa că s-au întors la Câmpul Lung cu un punct smuls în deplasare. Ar fi putut chiar cuceri toate cele trei puncte puse în joc, dar Jarcă și Grancea nu s-au concentrat suficient la finalizare. S-a concentrat însă arbitrul Sava pe acordarea de avertismente, numai puțin de 7 cartonașe galbene, toate pentru jucătorii de la Aro, dar și un cartonaș roșu arătat secundului Robert Panduru. După 5 jocuri, Aromușcelul Câmpul Lung rămâne lanterna roșie a seriei cu doar 2 puncte, iar vineri de la ora 16 primește vizita celeilalte formații din Argeș, Unirea Bascov. Partida se desfășoară la baza sportivă Sola Grația din Dragoslavele. Zimbrile Rești și-au îndeplinit, ba chiar depășit, norma de 5 goluri înscrise pe meci. În partida de sâmbătă, fotbaliștii lui Bobby Dascălu au surclasat cu scorul de 6-2 pe satelitul formației de Liga a 3-a, Speed Academy Pitești. Zimbrile Rești, pregătită de Bobby Dascălu, rămâne singura echipă din Liga a 4-a Argeș cu maximum de puncte adunate după primele 3 runde. Lăreștenii și-au îndeplinit și depășit norma de 5 goluri pe meci, în jocul de sâmbătă cu satelitul formației de Liga a 3-a, Speed Academy Pitești. Balul a fost deschis de Iulian Constantin în minutul 11, iar capitanul Bogdan Stancu a stabilit scorul pauzei, marcând în minutul 39 pentru 2-0 în favoarea zimbrilor. Iulian Constantin a majorat avantajul zimbrilor la 3-0, dar oaspeții au punctat în același minut 63 prin Marius Paraschiv Bălan. Aflat în mare formă, Iulian Constantin a realizat hat-trick-ul în minutul 80, urcând scorul la 4-1. Iar 5 minute mai târziu, Simon Măzărache, venit de pe banca de rezerve, a punctat pentru îndeplinirea normei de 5 goluri marcate de zimbri pe meci. Piteștenii au mai încercat câte ceva, dar golul înscris de Nicolas Slăvilă în minutul 88 nu mai putea schimba soarta celor 3 puncte puse în joc. Mai mult, Măzărache a mai înscris odată în minutul 90+2, consfințind o victorie categorică pentru lereșteni, care conduc în clasamentul Ligii a 4 Argeș cu maximum de puncte. Cealaltă formație din Mușcel, CS Domnești, a pierdut la limită jocul desfășurat la Buftea cu FC Pitești 2008, scor 1-2. La sfârșit de săptămână, lereștenii lui Bobby Dascălu se vor deplasa la Șerboeni pentru partida cu Victoria Buzoiești,
în timp ce domnișanii vor primi vizita celor de la DLR Pitești. Prima fază a competiției surprizelor, Cupa României, debutează în Argeș cu un tur preliminar în care se întrec echipele de Liga a 5-a. AJF Argeș a programat acest tur preliminar pentru miercuri 2 octombrie, începând cu ora 16:45. Asociația Județeană de Fotbal Argeș a programat pentru miercuri 2 octombrie jocurile din Cupa României, tur preliminar etapa 1. Iată programul acestei faze a competiției. ASE Căldăraru, Unirea Hârsești. Unirea Costești, ACS Lunga Corbului 2000, Speranța Cornățel, Viitorul Ștefan cel Mare, Star Sport Argeș SA, Deportivo Mălureni, ASE Micești 2002, Fotbal Club Corbi, Rapid Davidești, Partizanul Vlădești, Viitorul Rădești 2021, Voința Țițești, Vulturii Vulturești, Flacăra Boteni, ACS Schitu Golești 2024, Gloria Berevoiești, Unirea Bugea de Jos, ACS Valea Mare Pravăț, Montan Rucăr, AFCS Cetățeni, Unirea Tricolor Șerbănești, Frizian Cătească 2023 și Flacăra Leordeni, ACS Oarja. Toate jocurile sunt programate să înceapă la ora 16:45 de minute. Mâine vremea în județul Argeș va fi destul de răcoroasă. Temperaturile vor varia între 13 și 20 de grade Celsius, iar cerul va fi variabil. În partea de nord, temperaturile nu vor depăși 18 grade. La Rucăr vor fi înregistrate 14 grade. La Nucșoara, temperaturile nu vor depăși 13 grade Celsius. La Vlădești vor fi 18 grade Celsius, iar la Mușătești cel mult 16. La Câmpul Lung vom avea parte de o zi mohorâtă. Vor fi 16 grade Celsius, iar cerul va fi mai mult acoperit de nori. În sudul județului, temperaturile vor ajunge până la 19-20 de grade Celsius, iar la Pitești vor fi 19 grade. În Dâmbovița, temperaturile vor varia între 14 și 21 de grade Celsius, iar cerul și aici va fi mai mult noros. În partea de nord, temperaturile nu vor depăși 18 grade. La Râul Alb și la Bărbulețu, termometrele vor indica temperaturi ce vor ajunge cel mult până la 14 grade. La Malul cu Flori vor fi 16 grade, iar la Voinești se vor înregistra până la 18 grade Celsius. În sudul județului se vor înregistra valori de până la 21 de grade. La Mătăsaru vor fi 18. La Petrești temperaturile vor ajunge până la 19 grade. La Vișina vor fi 20, iar la Corbii Mari 21 de grade. La Târgoviște vremea se menține închisă, va fi destul de răcoare, doar 19 grade vor arăta termometrele. Urmează o noapte destul de rece, vor fi înregistrate temperaturi ce nu vor ajunge decât până la 3-4 grade Celsius. Așa cum spuneam, mâine la Câmpul Lung va fi destul de rece. Termometrele vor indica temperaturi de până la 16 grade. De joi se mai încălzește puțin, vor fi 21 de grade. Ziua de vineri se anunță una ceva mai caldă, cu temperaturi de până la 21 de grade, însă cerul va fi mai mult noros. Acestea sunt pentru moment informațiile. Ne revedem mâine! Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de Clar TV. Programul continuă cu emisiunea Credință Creștină. Vă doresc vizionare plăcută!